u7buy.com, locul de unde îți poți cumpăra coins la un super preț folosind codul de reducere CATA. Linkul îl găsești în descriere. Salutare, frate, și la un nou episod de FC24 pe Copenhagen, super pachetozini de la sezon 84, de fapt 85x20 pe ambele conturi. Dacă vă place seria, nu uitați să lăsați butonul de like, e foarte important să vă abonați și legendar de important, dacă nu ați deja, să nu follow pe Instagram și cel mai important lucru de planetă, să folosiți codul de reducere CATAXPGG pe PC Garage, indiferent ce vă cumpărați, jocul este în PG2A și bineînțeles dacă aveți nevoie de FC24 coins pe u7buy.com folosind codul de reducere CATA. Cătă pe Fortnite Shop, milioane de dolari și bicep și meniu, doar dacă folosiți codul de reducere CATA10 pe NutriLand.ro. Let's go time, doamnilor! Hai să vedem! Am făcut o decizie bună să iau aici 85x20 în ideea în care puteam să iau pe Nea Capita să-l bag în locul unei Nea Mochiele? Sau am dat cu moci în fasole? Aceasta este întrebarea. Lăsați voi un comentariu cu ce ați venit din Team of the Season până în punctul ăsta, doamnilor. Ați văzut echipa, pe contul ăsta am prins mult mai bine la Team of the Season decât pe contul principal. 83x5, hai că începem așa mai în forțichi. BMW X5-ul, Name to Dom, Argentina, penalty for Messi, goalkeeper și este Nenia, am uitat cum îl cheam pe ăsta, Nebunul Martinez, haide, să fie bine să nu fie rău. Sper să dea din ambele 85x20 Team of the Season, altfel este un pic cam nasolie de primăvară. Mă gândeam și să păstrez pentru varianta asta cu euro, că am văzut că o să bagi niște carduri din alea jmechere, care o să plinească upgrade-uri și vrăjeli. Dar în același timp aștept să bage și alte pachete și bineînțeles o să fie și sezonul nou și alte chestii genul. Deci cumva pot eu să facă ceva jmecherie pentru noua promoție euro, ca să nu fie super plictisitoare și degeaba. Domnișoara Ilește, salutare! Și pe lângă asta, în data de 6 sau 7, nu mai știu, s-a anunțat că este UFL Open Beta, dar cred că în 6 sau în 7. În vreo două zile aproximativ o să fie UFL Beta. Vedem ce se întâmplă și pe acolo, scuresc cum e jocul. Scuze dacă ai voie, dacă e Open Beta, ori ai voie să postezi chestii cu el, dar cred că ai voie. Fiind Open Beta, așa ar fi normal. Și vedem, poate îl testăm pe un live sau ceva. Asta în cazul în care are, nu știu, ceva moduri interesante de joc, să poți să joci ceva pe acolo. 84 plus vrăjală și avem Spain is Spain Everyday CDM, dacă nu cumva este foarte bine 89, nu mă așteptam la asta, deși nici nu știu dacă putea să dea altceva la CDM, că Nenea Boșcheț ar fi fost 83 rating, cred că era Coche de la Milan, de la Atletico Madrid, de 84, să sperăm că nu l-am dublură pe Nenea Rodrigo Zaurus Rex, sigur că da, oricum o să trească să mai fac și niște hero player pick-uri, domnilor, că am văzut că le-au băgat cu fantasy și nu mai știu ce. Și golațul, cred că numai alea două rămas. Și acolo ar mai fi un, vreau să zic, Nenea Ginoleta, că l-ai scumpicel. Cred că mâncă e scumpicel. Dar un Nenea Luci Bosu n-ar fi rău, că n-am jucat anul ăsta nici măcar o variantă al lui Nenea Luci Bosu. Sincer să fiu, l-aș testa, deși n-arată extraordinar în punctul ăsta jocului cu pace-ul ăla. Dar este totuși Luci Boss. Pain is pain everyday, right winger și este Nenea Asensio, fratele. Drop rate-ul e destul de slăbus la Ultimate Team of the Season. Domnișoara Rosucci. Hai de jocule, nu te bloca Rosucci. 84x2. Hai mă nene mă. Team of the Season, let's go. Nemția. Nemția cam. Cine e mă? Opa. Musiala! Întrebarea este. Este Musiala oare pe contul bun sau pe contul pe care n-ar trebui să fie Musiala? Ok. Mă, Nenea Musiala e bun cardul. Îl am titular, dar nu mai știu. L-am pe asta sau pe aia altă? Sper Artigiacu. Sper că nu l-am pe contul ăsta. Hai, Nenea. Bun. Musiala. Văd că a scăzut extrem de tare în preț. 300.000, dar totuși super win după părerea mea. Pentru că e un card super bun in game. Se mișcă bestial pe teren. Cred că l-ajută extraordinar de mult faptul că are 99 la absolut la dribbling. Nu știu ce body type are, dar e un card foarte bun. Deci vi-l recomand pe Nenea Musiala în cazul în care vreți. Mi-a cu probabil că e mult mai bun pe CM în 4-3-2-1, genul ăla de CM ofensiv. Eu îl folosesc bandă, dar așa acolo mi se pare bestial. Ok, bine vine Nenea Musiala. Nu știu dacă poți să-l bași și în echipa asta. Păcat că nu joc 4-3-2-1-ul ăla. Nu prea-mi place formația, chiar dacă e meta. Bun,
sincer să fiu, nici n-ar mai avea sens să deschidă pachetul cu 85x20, dar îl deschidem oricum să vedem ce o să dea și după aceea trecem contul principal. Poate deja acolo ceva. Te rog frumos, dă-mi-l pe Cristiano Ronaldo. Team of the season, haide! Nu, controllerul! CF? Benzinaru, ok. Și în spatele lui Benzinaru. Domnul și-a dat de bine. Bă, not good, not bad. Ratingul e super bun. Dar domnul și-a dat de bine, un pic am dejava, sincer să fiu. Și mă așteptam la 2 Team of the season dintr-un pachet 85x20. Dar ok, măcar am tras pe dreapta un Musiala. Să vedem aici ceva prin spate și nu cred că ar fi trebuit să fie practic 2 Team of the season, dacă era uăliu. A căzut ratingul direct topor style de la 90 la 88-uri. Not good, not bad. Se putea mai rău categoric. Doar 4 carduri de 85. Bine, pe partea de fodder. Să vedem unde băgăm și pe băieții ăștia. Și aia e. Cam așa arată echipa pe contul principal. Un NR9 cu toți băieții. Cum am zis, Musiala super bun. Un left back ar trebui aici. Nu știu sigur dacă există alt left back în afară de nenea Teo Hernandez în echipa Ultimate Team of the Season. Deci șansele de left back probabil că super mici. Și să nu uităm să... Nici nu știu dacă am dat pe contul RTG pachetul ăsta. Ok. Nu știu dacă l-am băgat de mai multe ori, sincer să fiu, că nu l-am dat niciodată până acum. Na bun, și hai să schimbăm la creație cu pachetele de pe contul principal. Să vedem ce o să pice, dacă o să fie ceva intergalactic, interspațial. Începem cu un 83x2. Hai mă, nene, mă. Începem în forță. Nemția, goalkeeper și este... Ter Stegen cumva? Ok, hai că mână. Eu zic că am început bine. 89 rating, bine venit noi la Ter Stegen. Cine știe, poate bagă și ăștia un player pic cu iconuri euro. Sau cu icon slash hero. Am văzut că bagă și hero. Asta probabil pe duminică. În cazul în care le schimbă pe astea pe care le avem deja. 83x2 din nou. Back to back walkouts, cum ar fi. Avem Brasilero. Center back și aici e clară treaba Chelsea. All day every day. Am văzut că și ăsta prind un card de Nofonera. Care n-arată rău. În momentul în care ai carduri la 100.000 și arată ultra mega bestiale, cam greu să mai faci SBC-uri care costă 500 și ceva de mii. Eu dacă o să-i dea la nenea Toni Gross un Endofanera. Chiar dacă are cardul la UCL cu 5x5. 83x2 din nou. Hai mă nenea, mă. Să fie bine să nu fie rău măcar pe fodder. Left finger, băiatul cu microundele în brațe, a.k.a. Jack Grealish, a.k.a. petrec 25 de ani după ce am câștigat un titlu de Champions League. Dă-i să meargă. Dar măcar l-au câștigat. Păi, de exemplu, nenea R9 n-a câștigat Champions League, ești nimun. Vă dați seama, nenea R9 să n-aibă Champions League? Cine ar fi crezut? Sau are o câștigat? Bine, cel puțin știu că n-a câștigat cu Real Madrid. Dar e posibil să n-aibă deloc Champions League, nenea R9. Nenea Shomeru. Dar mă, stai, Shomeru nu era în Ultimate Team of the Season? Ce portar era în Ultimate Team of the Season? Că parcă Shomeru era. Sau țin minte e greșit. Mai avea aici. Aș mai da un pachet 3 double, că cine știe. De conși aș avea nevoie acum. Ideea în care cine știe. Am zis. Se bagă niște... Opa! Team of the Season? Ok, avem Modric Auto Brazil. În spatele lui. Direct mare Van Dijk, fiți antenă. Savio, aproape Van Dijk. Probabil la unul dintre cele mai slabe carduri pe care le putea prin la Team of the Season Ultimate. Că 93 e ratingul minim, parcă. Dar e bine, măcar au venit în un Team of the Season. Cum am zis, important să facem cât mai mult Foderichi. Salutare nenea Marquinhos. N-avem ce face. Dacă vii așa, ca un scârțear. Ia să vedem, avem 85x20-ul pe dreapta. Ok, după asta ar trebui să vină, cred, 85x20-ul. 83x2, mă, nene, mă. Avem direct Italia, center back, puru gol pe dealuri acerbi. Ultra mega forțichi, dar altă dată. Nenea Romagnoli. Și hai să vedem dacă a apărut pachetul cu 85x20. Avem Team of the Season, ar fi ultra trist să nu fie Team of the Season în 85x20. Și l-avem, nene, mă. Lăsați și voi în comentarii cu ce ați venit din pachetul ăsta, dacă evident ați mers pe varianta asta. Nu e neapărat o variantă bună, în ideea în care nenea cu mătrușef capita și costă mult și ar trebui să fie bun. Doar că avem nevoie de Foderichi și evident ne mai încercăm încă o dată șansa și noi la un nenea Cristiano Ronaldo Team of the Season.
Da. Un meci mai prost de data asta. Un meci mai foarte prost. De asta zic că nu e chiar cea mai bună combinație, mai ales dacă se întâmplă să nu fie tare mare Bulanozaurus Rex și să nu vezi nici măcar un Team of the Season, ca acolo măcar e ratingul, știi cum zic, da. Când vezi carduri gold full e mamă, și ce carduri full gold, să nebunesc. Am colecție de 85 aici. O cea mai bună chestie intergalactică, interspațială totală, dar măcar avem fodder, domnilor. Cam asta a fost. Mersi, fain divizionare, salutul super fain în continuare. Și ne auzim data viitoare. Salutare, salutare.